Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre uh, România autentică, România rurală. Uh, invitata noastră de astăzi se numește Eliza Violeta Druțu. Am uh, descoperit-o, sau am văzut-o într-o emisiune TV, acum vreun an și ceva. Uh, mai multe nu știu despre dânsa, știu că s-a mutat uh, la țară. Știu că nu este din Neamț, așa, a fost în uh, Italia o perioadă de uh, timp și a ales, uh, eu știu, să se stabilească uh, undeva la Agapia. Atât știu despre dumneavoastră să română și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Un pic mai aproape microfonul, dacă da. puteți să-l... Îl mișc da? eu? Da, 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 așa, perfect. Uh -huh. uh, ce ar mai trebui să știm uh, despre dumneavoastră? Uh, da, totul a început ca, ca o provocare, ca o aventură așa de care n-am vrut să mă las. Bineînțeles, uh, cei din jur, prieteni, familia, uh, toți au zis că am cam luat o razna sau nu mai pot de bine. Dar uh, după foarte mulți ani în străinătate, aproape 20 de ani în, în Florența... Aveți 20 de ani de Italia? Da. 19 ani, aproape 20. 20 de ani de. A, Da, aproape 20. M-am hotărât așa, deodată, fără să stau pe gânduri, mi-am mi -am urmat instinctul și am lăsat tot în urmă și m-am întors în România în, în 2019, chiar înainte de pandemie. Și m-am hotărât să, să mă mut la țară pentru că, oricum, eram un pic, nu sătulă de oraș, dar am simțit că odată odată ce mă întorc acasă, trebuie să fie cu adevărat acasă. Și atunci am ales un mediu liniștit. A, îmi dau seama că mai știu ceva. Sunteți din Tecuci? Sunt din Tecuci. Sunteți Tecucci. din Tecuci și da. cum v-ați stabilit uh, la Agapia? La uh, Sau să cum fiu... ați uh, când a, am ales uh, locul ăsta? Uh, când am hotărât să mă mut la țară, sincer să fiu, nu m-am gândit prima oară la județul Neamț, M-am orientat, am vrut în, prin nordul Bucovinei, pe acolo. Uh -huh. Și am, chiar m-am plimbat puțin pe acolo să văd locurile, dar nu am simțit efectiv nimic. Am văzut peisaje superbe, locuri, tot așa, într-o zonă de munte, dar nu, nu s-a întâmplat nicio conexiune cu, cu acel loc. Ținute ajunsesem prin Dornarini și da... Cum, locul, mergeați așa prin sate, prin localități? Da, și zis, aici, ar și fi simplu, interesant de... Uh, am căutat câteva terenuri uh, de vânzare, și nu, nu s-a întâmplat ceva înăuntru meu ca să, ca să mă determine să, uh, să mă opresc prin acele locuri, să mă stabilesc acolo. Și apoi m-am gândit că, totuși fiind din Tecuci, am zis, totuși în nordul uh, Bucovine e destul de departe de, de familie, de părinți, uh, și am zis, hai să, mă, să merg un pic mai aproape de, uh, de, de zona mea. Și apoi am, am găsit câteva terenuri de văzare în zona, în zona agapii, în zona Neamțului, în Bălțătești, în Filoara. și tot așa, într-o scurtă plimbare, într-o excursie așa în zona asta, m-am oprit la Bălțătești și, sincer să fiu, era am mers și am, și am văzut un teren care nu mi-a plăcut deloc și apoi când am ajuns în Filioara, efectiv când am intrat în, în sat, uh, îmi place mie, am spus așa măi, aici miroase a sfințenie. Nu știu, parcă și aerul mirosea un pic a tămâie amestecat, cu, amestecată cu busuioc și căsuțele din lemn mi-au atras atenția, arhitectura simplă din, din, mediul rural, faptul că unele căsuțe încă au păstrat uh, tradiția și încă vezi și îndrilă, draniță, cum spun ei pe, pe case și când am ajuns la terenul de, de vânzare n-am apucat decât mi-a deschis fostul proprietar, mi-a deschis poarta și n-am mai stat pe gândul și am zis ăsta e locul meu și nu n-am mai căutat în altă parte m-am oprit în, în satul Filioara de care efectiv m-am îndrăgostit Și ce ați găsit acolo? Ați luat un teren? Pur și simplu un teren? Am luat un da? teren cu o casă vătrânească uh, mulți mi-au zis ai nebunit, ai luat o cocioabă bineînțeles, fără niciun confort, un an de zile cât am reușit să mai... Ce aveți lumină, cu... apă? Aveți ceva? Nu, nici apă. Nici apă? Vece în curte și fără apă și am învățat un an de zile la... Am... nu învățat, reînvățat, să zicem așa, să, mă spăl la Ligian și să merg la veceu din curte până am reușit cât de cât să renovez un pic ca să bătrânească. Deci, uh... A fost o aventură, dar uh, mi-am dat seama că uh, e, nu e numai locul, dar și starea mea de, de spirit care m-a făcut să-mi doresc atât de mult uh, să rămân acolo, încât am acceptat chiar și condiții un pic Sotu mai spartane. Sotu nu sunt căsătorită. A, deci am, am înțeles. Deci, uh, cam asta e povestea Elizei, da. stimați <laughs> telespectatori. Uh, cum, a, cum ați apărut dumneavoastră pe. Uh, deci, dumneavoastră ați. nu întâmplător, așa din Senin uh, v-ați îndrăgostit sau v-ați apropiat de, de viața din rural. Dumneavoastră ați fost și administrator sau ați fost pe grupul Mamuta la țară, Viața fără ceas? Uh, membru, membru. Membru al grupului. Membru da. al, al grupului, da. Da, al comunității. Al comunității, da. da. Și acolo ați văzut că. Tu sunteți singura. Mai sunt foarte mulți la moment, momentul ăla, nu mai știu acum. Uh, era unul dintre cele mai mari grupuri de, da. de Facebook din România. Da. Da, m-am mutat la țară, viața fără ceas. Și foarte mult. Am început și eu să urmăresc uh, acest, uh, acest grup și am, am observat că sunt foarte mulți oameni care doresc să plece din București, chiar din Cluj, din Brașov, din, uh, și să aleagă locuri unde să-și ducă viața fără ceas, fără... Cu toate că sunt condiții grele uh, și a fost și mult de muncă, nu? Să luați o casă și să-i faceți toate cele. Poate nu toată lumea știe cu ce se... Uh, nu? Cu se mănâncă lucrurile astea pentru că, na, e destul de complicat. Uh, și... În felul ăsta cred că v-ați apropiat de, de, de rural, de viața din, din rural. nu? Da, ați aflat da. foarte multe lucruri și ați domnule, hai să, să ne apropiem de. Hai să ne întoarcem puțin la, la Italia. Uh -huh. Pentru că am descoperit un, un filmuleț cu dumneavoastră, când, când erați acolo. Cu ce v-ați ocupat în Italia? Ați fost ghid. Am fost ghid de turism. Ghid de da. turism. În Florența. Hi, I'm Elisa. Elisa. What a view. I invite you to discover the city, its art, history, museums and why not a glass of wine. Hello, my name is Elena. So I would Elena like... de unde? Din România? Da? Nu, no, Elena era din chiar din Florența. Din Doamnă Florența, din, da. O colegă din Florența. Am înțeles. Și 20 de ani ați făcut uh, meseria aceasta? Ați fost ghid uh, în... Uh... Mai bine de 10 ani. Am făcut uh, întâi facultatea la Padova uh -huh. și de, apoi m-am mutat din Padova în, în Florența și am lucrat la început pentru un tour operator din, din Canada și apoi uh, am făcut alt institut de istorie artei și cu specializare pe renaștere și... Păi cu atâta școală dumneavoastră v-ați retras la, la țară? Uh -huh. Da, de fapt, în Italia am făcut a doua facultate, pentru că am plecat din România, tot așa cu o bursă de studiu și. Da, într-adevăr, mulți mi-au spus, un prieten chiar din Florența, când am plecat, mi-a zis, măi, tu acolo ești un. îți irosești cunoștințele sau, mă rog, dar, da, chiar așa am simțit. Poate nu voi mai folosi uh, știu, informațiile pe care le-am studiat deci, ani de zile, dar uh, învăț. o etapă nouă din, din viață și învăț de la zero știu, orice ține de viața la țară. Da? E frumos la țară? Cum uh, e? Cum e superb! E super. Singurul regret e că n-am plecat mai, uh, mai repede, dar uh, nu știu, toate s-au uh, aliniat așa la momentul potrivit, pentru că apoi, oricum, a venit și problema cu COVID-ul și uh, uh, s-a oprit un pic, s-a blocat chiar și în, în, și în Florența turismul. Deci, oricum, am anticipat un pic lucrurile fără să știu, pentru că m-am întors din 2019 și imediat în 2020 nu prea se mai lucra nici acolo. Aha, deși a căzut zona asta de, de turism. Uh, da. Și... Uh, de ce să nu o recunoaștem? La țară parcă aveai mai multă libertate. Nu cu parcă. Chiar era mai multă libertate de mișcare, puteai să iei, ieși, nu? Prin curte, exact. prin. Da? Ceea ce la bloc era insuportabil. Eu nu prea am simțit pandemia. Uh, Lockdown-ul sau pentru da? că de multe ori veneam, știu eu, în și uitam efectiv să pun mască dacă intram undeva într-un magazin, pentru că acolo eram toată ziua prin curte, cu treburile prin curte, cu. Adunat uh, burieni sau știu eu, uh, am demolat acoperișul căsuței bătrânești și atunci aveam de lucru tot timpul, și. Dar cum am ați găsit și cum ați găsit libertate. eu știu. Uh, uh, a fost destul că de greu. Destul de complicat, dumneavoastră nu sunteți din zona, nu știți, nu cunoașteți eu știu, nu? Uh, Întrebați. Norocul, norocul meu e că am niște vecini extraordinari. Uh, uh, aha. Uh, care. Din vorbă vorbă. Da, și efectiv când am ajuns acolo, măi, cei cu. Mm, fata asta, femeia asta care cicuia, ce cu ea ce... Și, și atunci fiecare mi-a dat un sfat, uite băiatul ăla lucrează bine sau uite echipa cu tare ar putea să te ajute cu ceva. Și chiar m-am bucurat că am păstrat exteriorul, din păcate, uh, interiorul n-am putut, dar am păstrat exteriorul tradițional al casei bătrânești în care, în care locuiesc, are aproape 100 de ani și am reușit să găsesc și și ca să refac acoperișul. Deci ați făcut-o cu... cum a fost, ați, da. Am încercat, am încercat. Dar am, m am făcut niște compromisuri pentru că pornisem de la ideea să fac un fel de casă muzeu, și mulți mi-au spus vrei să locuiești aici, atunci dacă vrei să locuiești, mai cobor la, mai mai faci un compromis și cu un pic de rigips la baie și, Aha. și tot așa. Da. I-ați adus-o totuși în, în secolul actual, nu? Cu baie, cu bucătărie, cu lucruri. Cu câteva lucruri, condiții, lucruri, da, un, da? Pic, un pic mai mai decente, să zic așa, dar anul în care, dar tot cu încălzire cu sobă tradițională și chiar și uh, uh, focul, am învățat să fac focul de la, de la, zero pentru că nu știam nici măcar cum să aprind un, un foc. Uh, așa, am spus chestia asta acum ceva timp și încă hai, a rămas hai, hai, în de familia de mea ca un fel de o chestie haioasă am fost la un moment dat și am cumpărat niște unelte pentru grădină și mă uitam la lopată și am spus și era cu mine atunci, zic că, mă, dai strâmbă, hai să spunem omului să ne dea una dreaptă, una dreaptă. E, are și drepte, și mătușii, exact. <laughs> și se da. uita mătușa la mine tu nu prea ești de țară. Dar cu toate astea m-am adaptat și da oh, Foarte tare, deci mă tu nu prea ești de țară. <laughs> da, e, e, complicat cu lemne, vedeți câte probleme, aud și eu câte probleme sunt cu, cu, cu încălzirea, mai ales că... Toți în jur, parcă, nu știu, vor să te, să te pune așa într-o creze panică. Eu nu cred că va fi o iarnă Uh, eu știu atât de de grea, nu știu dacă chiar vom face frigul și vom, uh, vom suferi, cum uh, mi cum se transmit pe diferite canale, dar. Uh, da, lumea, știți cum e, e, e în panică. V-ați pregătit lemne, rezerva de. Da? Uh, se știți că să, tocmai... să crăpați lemne, ați învățat? Nu, sau asta, asta chiar nu reușesc. Da. Uh, așa niște lemne mai micuți, așa de decârpat lemne, chiar, chiar nu reușești și atunci, atunci la, la vecini. în schimb, în sfârșit am reușit să fac curățenii prin curte de la demolarea acoperișului și tot ce mai aveam din Da, da, da din rămân foarte la, multe, la da. Și un vecin m-a ajutat foarte mult să, să, le tai, să le pun la, la loc într-o magazie pe care tocmai am făcut-o în, în, curte. Și mi-au zis, mă, tu aici ai lemne pentru trei ani. Zic, bun, e bine așa. Din, efectiv din ce am mai demolat de la, de la casa bătrânească. Bravo. Deci m-am asigurat. Deci ați învățat o, o altă meserie. Deci la țară, nu? Da, da. Okay, efectiv pentru că de la zero. Viața la țară o fia fără ceas. Dar te obligă să să înveți să înveți de toate, să știi de toate. Aici da. ai e marea problemă. Și chiar dacă tu ești nu știu, un lucrător într-o multinațională, știi, da. foarte multe limbi străine, s-ar putea că la țară să te ajute. Exact. Să, să faci... Exact. Da. da, exact. La țară cu limbile străine, doar așa, dacă mai vin în curte câțiva copii să, 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 să se amuze sau să le spun câte ceva în engleză, dacă au vreo temă pe acasă și nu știu... Să se descurce sau uh, studii de istoria artei. Da, apropo, cu atât de asta, mai puțin. Totuși, trebuie să trăiești, trebuie să ai un venit. Cum, uh, da. cum poți să trăiești la, la țară? Uh, M-am gândit și la, și la asta și. Bine, adevărat, deschiderea asta cu internetul, cu munca pe online. Uh... Uh, mie dintotdeauna mi-a plăcut să fiu în contact cu. Ridicat, cu oamenii! Ce? Nu, nu, nu! Cu oamenii. Și de vreo 2 ani am tot urmărit o mișcare, așa, care în Statele Unite e foarte, foarte în vogă, de mulți ani, cu căsuțele pe roți, tiny houses, ceva gen cum să trăiești în vreo 30, de la 20 până la 35 de metri pătrați, cam așa, cum să trăiești într-un spațiu atât de restrâns, bucură. Dar totuși, pe să ai condițiile. Da, da. da. Păi ea că trăiești în Paris, baie. știți că un apartament, A. apartament are 22 de metri pătrați, super da, da. grandios. Știu, în Florența stăteam în centru pentru că era mai ușor pentru mine să lucrez și aveam un apartament de 36 de metri pătrați. Deci eram într-un fel obișnuită și proiectul de care m-am apucat e să construiesc o căsuță pe roți. Din fericire meșterul a greșit un pic mai, mai mult în grabă. că, din așa? fericire? Din fericire, o să vă spun de ce. Pentru că uh, aveam un plan să fie de circa 35 de metri pătrați. Am, am, uh, am plasat-o pe un șasiu de tir și um, spun din fericire pentru că șasiul e, are 13 metri lungime și el a extins-o un pic fără să-și dea seama. Deci a ieșit un pic mai mare. E un... Uh, maxi tiny house, dacă îmi acceptați, Un pic dacă pic mai mare, ce permiteți înseamnă. greșala. Și ajunge cam la 45 de metri pătrați, cu această mică greșeală, să zicem, a, meșterului, dar care s-a dovedit foarte, foarte utilă, pentru că acum îmi dau seama că e, e ok așa. Și am în plan să o finalizez în, în toamna asta, ca apoi să, să o pot folosi într-un sistem Airbnb, adică Uh, ah, pentru închiriere chirier. exact. Am da. Întâi, probabil pentru prieteni și pentru cei apropiați. Sunt niște fotografii, sunteți dumneavoastră în, în grădină cu un hrzob de la care da. E... Da? Cu, eu îi spun mânuță că nu știam uh, numele hrzobie, e, e de la un vecin. E un hrzob luați dumneavoastră niște gutui? Niște mere. Mere? Da. Mm, Mi-am împrumutat uh, neanicuță vecinul meu <laughs> pe care vă Hrzobul hârzobul și mi-a mi arătat cum să culeg merele uh, din, uh, din pom și m-am uh, distrat acolo. Am, am cules câteva mere cu, cu hârzobul. Uh... Iată și câteva instantanee din, uh, din zona dumneavoastră, O vacă, o văcuță, aveți văcuță? Sau tot un vecin? Nu am, nu am. E tot uh, a unui vecin. Da, e interesant. Da, e, e de viitor, așa, viața la țară? Cred e, că da. Cum să spun, e mai... Cred că da. Um, puțin stresantă, e mai... Cu siguranță da? e mai puțin stresantă. Efectiv, nu am Dar timp să, fie să mă totuși stresez. Un, un Dar să fie aproape de oraș, să poți, nu, copilul să meargă la școală, să mergi să te mai, nu, să-ți cumperi ceva de la market... Adică să ai posibilitatea idea... să, nu știu, mai ai nevoie, că în România până se pune, eu știu, cu netul, cu interacțiunea asta cu instituțiile să poți de lucra și conlucra direct de acasă, mai avem de așteptat. Da, așa este. Sunt doar câțiva kilometri până la, până la Târgu Neamț, deci oricum distanța e nu e așa de mare. Uh, și în viitor, da, cu fetița, bineînțeles, uh, va trebui să, să mă pot deplasa mai ușor uh, pentru grădiniță, pentru eventual mai târziu, pentru școală. Dar uh, deja am în plan uh, un coteț de găini și apoi o grădină ce și ce ce zic încerc. părinții dumneavoastră când vă aud uh, o coteț o aia o aia. Păi, la început, păi mă părinț... fată, dar tu ai învățat ca să faci coteț de găini, să faci aia, să culegi mere de hârzob, să Exact asta. Mama ieri uh, mă vedea, mă chinuiam să trag niște crengi, am tăiat niște copaci prin curte să fac un, uh, un drum și se uita la mine și ziceam, măi, mamă, măi, tu acum câțiva ani erai cochetă și te plimbai pe străzile din Florența și prin muzee și vorbeai cu oameni, nu știu ce, și acum tragi de cringe prin, prin grădina asta. Și, și am spus mamei, n-am fost niciodată mai, mai încântată de experiența pe care o trăiesc, pentru că, da, într-adevăr, etapa cu Florența și cu Jobul foarte, foarte frumos pe care l-am avut A fost o etapă Foarte, foarte frumoasă Dar un pic sterilă Dacă e să Să mă gândesc la Ce am primit sub, sufletește De la acea perioadă S-a bazat totul pe Satisfacții materiale Dar Parcă rămânea acolo ceva Care nu mă satisfăcea în schimb, chiar în condițiile pe care le am în ultimii uh, doi ani, mi-am găsit liniștea într-un fel și locul ăla chiar mă încarcă într-un fel cum nu mi s-a mai întâmplat nicăieri în, în lume. Are zona asta o, nu știu, Cred o, că da. o are atracție? Are o un deosebită. Nu știu dacă, probabil sătu cu filoara între cele două mănăstiri, Văratec și Agapia și toată zona, are o încărcătură deosebită. Care chiar se simte? Da, puteți să spuneți că v-a atras așa zona da. a, aici la. Da. Um, și nu asta să vă gândiți de unde vine asta. Probabil trăind în Florența, da, un oraș de vis, uh, 20 de ani, adică nu mai are niciun secret orașul ăsta. Hai să descoperă mm -hmm. altceva, hai să merg către, către, către România. Um, și totuși sunt foarte mulți oameni care fac lucrul acesta. Părăsesc orașul, probabil și din pandemie, pentru că în pandemie oamenii au stat uh, închiși, uh, nu? Acasă, aduceți-vă aminte că persoanele în vârstă aveau două ore de ieșit. Vedeți ce repede uităm uh, niște lucruri din viața noastră? Da. Deci aveau de mers la cumpărături de la 11 la 1, parc. Și alergau săraci oameni, pensionari să nu cumva să-i prindă uh, poliția locală să-i să amendeze. La țară ești liber. Exact. Ești în grădina ta, e, exact. stai, n-a venit nimeni să spună că, că la un moment dat, uh, că și noi am fost tot în situația asta. Avem, uh, stăm în oraș, dar trebuie să, trebuia să mergem la țară să facem uh, și, mă rog, peste o săptămână, două, au dat o lege și să ai posibilitate să mergi să-ți să cultivi pământul de la, de la țară. Uhum. Deci... Uh, Asta este, a fost, a, fost, o mare, o mare scăpare pentru, pentru cei de la țară. Și mulți n-au da. trăit așa stresant uh, exact. ca După cei cum din, spuneam, din oraș. Să n-ai eam... mască, să n eu știu, să nu te întâlnești cu cineva, ai niciun, niciun, stres. Eram total parcă ruptă de realitate și trăiam în colțișorul de rai și mă plimbam, am pădurea chiar la, la limita terenului. Și... A, deci aveți ie ieșirea, evadarea în... Exact. Și chiar nu, am, nu prea am simțit uh, uh, perioada de, de pandemie, dar într-adevăr uh, restricțiile nu știu, mă gândesc la o persoană care, mai ales în vârstă, care stă la, la apartament, la, la bloc, probabil a fost uh, uh, extraordinar de greu. Și, din păcate, deja se văd uh, consecințele chiar și asupra copiilor, deja se vorbește de uh, probleme emoționale din cauza statului în casă sau și faptul că oamenii nu se mai puteau îmbrățișa era, era o chestie destul de anormală. Dar nu tânjiți așa, văd că ați fost la un concert uh, de peșmod mod în 2017 <laughs> da. la cred că la Milano pe San Siro? Uh, la Milano, da, pe, pe San Siro. Siro. Da. Uh, și acum vă vedeți, nu știu, pe un deal, <laughs> dar <laughs> Admirând, între două. Mână, mâncând da? mure de la capătul de, de la capătul terenului din, din pădure și uh, știți cum e, am și pentru munca pe care am avut-o în Florența, am avut de-a face cu, cu oameni foarte, foarte bogați. Pentru că făceam tururi private, și mai ales cu, cu clienți americani și, uh -huh. bineînțeles, din, și mi s-a întâmplat și din România, ba oameni politici, ba oameni. E, de, e, da, da, da. Cum avut. ar fi? Uh, primul tur. Primul tur, absolut, pe care l-am făcut după ce am terminat institutul și mi-am luat licența de, de ghid de turism, a fost cu un fost ministru. A fost de ministru turism? Al economiei. A, nu, cred că a fost ministru economiei. Dacă îmi spuneți că era și din Târgu Neamț, chiar că nu mai. Că am avut nu. un ministru al economiei nu din Târgu Neamț. Din Târgu Neamț. Nu, nu era din Târgu Neamț? Nu. A fost, efectiv, primul tur. El era Dar... în vacanță. Era nu? în vacanță. Era cu soția, în vacanță. da, da. da. Și eu, dacă nu mă uitam la televizor, nu știam absolut nimic despre viața politică din România, eu nu știam cine sunt. Și efectiv m-am dus la hotel, i-am luat de la hotel, i-am da, plimbat. Dumneavoastră fost... Luat... vă dădeați... Ce? El nici nu știu că sunteți româncă, nu? Ba da, ba da. A, i-a spus că sunteți da, de România? de la hotel un ghid în limba română și pe atunci eram singura din Florența. Acum sunt câteva colegi care, care lucrează în limba română. Și au fost foarte încântați și apoi așa a început și colara, colaborarea cu acel hotel. Și de acolo a, a început și, și munca asta și cum mai e în politică acum? Sau nu știți că uh, dacă stați la <laughs> nu... Cred că da, cred că da. da. tot în da, în cercul politic este și cum vă spuneam, am avut ocazia să să trăiesc printre oameni foarte, foarte bogați, și să știu eu, la un moment dat, mă invitau uh, la. Florența prânză. nu e chiar uh, ieftină, Exact, un oraș, uh, un oraș uh, foarte, foarte scump, și clienții mei mă invitau la prânz. Ce au, deci ce -au avut ei acolo? Piele, nu? În ce erau, uh, în excelau în. Da, 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 în produsele pie de piele, în, bineînțeles, enogastronomie, uh, că vorbim de uh, inima Toscanei, deci oricum, suntem într-o zonă extraordinară din foarte multe Puternic, puncte. Puternic, nu? Turism. Uh, da. A Italiei, da, da, da. 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 Și gastronomia. Florența mai ales se bazează pe turism, în primul rând, deci la fiecare, nu știu, 50 de metri e un hotel, un, ceva de închiriat, un Airbnb, ceva de genul ăsta. Și da, am avut parte mai ales prin munca pe care am, am avut-o de. Mi-am făcut foarte, foarte multe mofturi și am avut foarte multe satisfacții, dar cum vă spuneam, la un moment dat. Și asta mm. e un moft, Și asta e o satisfacție, poate da, fi. Da, dar erau așa de, de moment și apoi, ok. Și mai departe, și tot timpul am încercat uh, să ba cu călătorile, ba cu, știu eu, uh, mofturile, cum ați văzut. Acum concerte. mai călătoriți, mai mergeți, mai <fie> Nu, nu mai nu călătoresc. Mai, uh, nu? nu, deocamdată nu, pentru că e și fetița de șapte luni și atunci ah, mai. Uh, -a înțeles, să vă restul. o pauză. Mulțumesc frumos. Dar, da, a fost o perioadă din viață în care mi-am cam satisfăcut așa toate poftele, dar, după cum vă spuneam, erau așa destul de mm, efemere. Pe moment, da, era o satisfacție foarte mare, dar apoi simțeam că ceva nu se leagă acolo. Deși am, mm, am avut parte de, știu eu, și prietenii și m-am integrat extraordinar de bine în în, și în Padova ca studentă și apoi la Florența. Dar prietenii, eu știu cei din Italia, nu v-au spus, dar chiar acolo, în fundul ăla de lume, nu te-ai tu în București <laughs> să-ți iei o, așa, sau într-un oraș mai mare, într-un oraș mai... Că vedeți, da, toată lumea trage, Ba spre Cluj, Ba spre Brașov, Ba spre uh, orașele mari. Sau orașele mari au și costuri aferente. Au și costurile aferente, dar... Um, nu m-aș fi simțit împlinită mutându-mă dintr-un oraș extraordinar de frumos, bine, și la noi, bineînțeles, sunt uh, foarte, foarte frumoase orașele, dar uh, aș fi făcut o tranziție care poate nu m-ar fi satisfăcut pe deplin, nu m-ar fi făcut să mă simt efectiv împlinită cu, cu alegerea pe care am făcut-o, de asta, cu siguranță, într-un oraș puteam să-mi găsesc uh, repede un, uh, o slujbă, știu eu, o agenție de turism sau uh, știu eu, relații cu clienții externi, dar uh, nu, a trebuit să fie ceva radical. Deci, alegerea a fost uh, uh, făcută așa, pe repede înainte, din instinct, dar de fiecare dată când mi-am ur urmat instinctul, uh, am făcut alegerea bună. Dacă fetița, eu știu, o să zică, ah, o mamă, dar nu-mi place aici, nu, vreau și eu în oraș, vreau și eu cu. Uh, da. mi-a gândit mi și la zis asta? Și mama într-o zi mi-a zis, tu ai plimbat peste tot, uh, ai dus, uh, ai avut parte de o grămadă de satisfacții și viață frumoasă, și concerte, și călătorii, și, și am da, 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 nici... pe asta mică într-un sat. Dar uh, niște cuciu de nu, atent, e adevărat, mm, că... nu e așa, atenta, E adevărat că toată lumea <sus> are câte o fabrică de muștar la fiecare poartă, da? Și era odată și fabrica de conserve. C am că înțeles că sunt zeci de fabricanți de ăștia de toți muștar de tecuci, muștar de tecuș, nu mai știi care e uh, orașul. Dar să știți că uh, am înțeles că își face o centură nouă, va fi, da, da e, în se dezvoltă și, văzut, da. Dar uh, cu fetița, eu încerc cel puțin în perioada când e foarte mică să eu trec oferă. vara pentru că mai iau de la producători, sunt cei din zona Matca. Da, da. Și legume. legume da, 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 acolo e zonă zonă propice pentru. Și da. cum să vă spun, adică e îngrijit în afară de șoseaua aia sau ceia aia acum, șoseaua pe unde trece traficul greu, cred că intenționat o lasă așa să-și rupă mașinile arcurile <laughs> că, să nu mai sunt er... vulcanizări la intrarea. da am văzut, și... da, da, da. Da, nici te nu pot să spun că oferă chiar atât de mult, dar pentru, pentru Teodora mă gândeam că cel puțin cât e foarte mică, viața la țară e, e de vis. Toată curtea aia ei joacă pe afară. Este un nume, aerat. mă rog, care merge cu zona, nu, Teodora? V-ați da, gândit, gândit la Teodora zonă, de la Sifla? Și la numele Sfintei Teodora, dar. Mai mult m-am gândit la faptul că numele ei înseamnă dar de la Dumnezeu, Teodora. Și pentru că am 43 de ani, și s-a întâmplat uh, să am acest dar de la Dumnezeu, atunci cred că mai mult numele mai mult de asta l-am ales. Am înțeles. Eu uh, am mai, uh, mă mai trezesc eu vorbind așa la microfon. Că e și o șansă acum cu deschiderea asta în online uh, pentru cei din orașele mici. Hmm? Păși pot găsi, eu știu, uh, joburi în online uh, și nu e neapărat să, să locuiești în București, în orașele mari. Exact. Să-ți să găsești uh, ceva bun de treabă. Da, e adevărat, și... mă rog, pentru o facultate, pentru studii, trebuie să, să mergi în, în zona respectivă, dar eu zic că și orașele mici se vor ridica. Da, eu chiar vă Oamenii... gândesc că, eventual, când fetița va crește, va alege ea unde va vrea să să meargă. Așa cum eu am plecat la 20 de ani și mama îngrozită și tata și părinții și, și rudele, vai, pleacă fetița noastră de acasă și nu chiar în alt oraș din România, ci peste în, într-o altă țară, atunci când va fi momentul ei, dacă va alege să stea lăsat, va fi alegerea ei. Dacă va hotărâ să plece pe undeva, eu, oricum, îi voi sprijini, o voi sprijini și îi voi susține alegerile, pentru că și eu am făcut la fel. Mă caracterizează așa o este încăpățânare de câtăr să fac numai cum da. cum, cum a eu. fost viața dumneavoastră în, în străinătate? Uh, nu știu, vedem că România sau din România pleacă foarte mulți și în ultimul timp uh, pleacă tineri. Da. Din, uh, mă rog, uh, cei care pleacă din România, am văzut că zona asta, 15-19 ani, sunt cei mai mulți. Uh, de ce credeți că pleacă din România? Uh. Cred ce că din nu. același motiv uh, din care am plecat și eu. Bine. La vârsta aia nu ai timp să te uiți, uh, uite ce uh, dealuri, ce frumusești, ce munți, ce pajiști, ce, da. nu știu. Pădurea din spatele casei nu te interesează subiectul. Vrei să vezi mai mult? Vrei să vezi Florența? Vrei să vezi exact. istorie, Vrei să vezi Londra? Vrei să trăiești acolo, cum îmi spunea mie un uh, prieten, bă, tu nu știi, acum 30 de ani, nu știi ce am simțit prima dată când mergeam eu prin Berlin și mă uitam, uite ce uh, lucruri văd uh, văd eu. Uh, e important să vezi, nu? Da, eu totdeauna da, am spus că e important să vezi, să cunoști, să vezi. Și să vii să implementezi acasă. Nu? Uh, exact asta m-am gândit. Sau e mâncători. ceva defect în societate, mai iertați? Uh, e ceva în societate. Nu i societatea pusă bine pe piloni, știți cum. Uh, nu i școala, școală, nu i spitalul, spital, nu i primăria, primărie. Și Se oamenii și... nu mai vor să-și bată capul, să, eu știu, să lupte, să vină, să convingă, să facă activist civic. Și spun, bă, mă duc dincolo acolo lucrurile sunt așezate, un salariu e salar. Da. Mă rog, cât de cât? că și acolo viața e grea, nu pot să spui că. Sper să-mi permiteți, o să vă mă rog. contrazic puțin. Nu, în vreau privința să spuneți părerea dumneavoastră. Studiilor, cum vă spuneam, eu eram studentă la Iași în anul 2 și atunci m-am pus cu burta pe carte și am zis era posibilitatea de plecare cu bursă de studiu și atunci mi-am dat seama că e o oportunitate și m-am apucat de, de studiu ca să obțin acea bursă de studiu și vă spun uh, din experiența mea nu avem deloc încredere în sistemul nostru de învățământ și vă spun că facultatea pe care am făcut-o la Iași uh, a fost net superioară uh, facultății pe care am făcut-o în Padova deși mulți credeau wow studiez la Padova uh, și nu adică la de noi Adică bine în CV carte, nu? Exact, când te duci și pui exact. facultatea de la Padova dar ca să vă dau un exemplu, efectiv am tras chiulul, vă spun sincer, 3 ani, nu, 5 ani de zile cât am făcut facultatea la Padova, în sensul că studiam extraordinar de puțin și totuși rezultatele erau mulțumitoare doar pentru faptul că aveam în spate o bază, o facultate, o bază din foarte, foarte solidă. Păi cum și vine asta? Înseamnă că. Nu, nu ne, nu ne cunoaștem potențialul și nu, și nu apreciem ce, ce avem aici în țară. Și fiind plecate atâția ani... Deci vorbim de, ani, de Alexandru Ioan Cuza, da? Da, da Universitatea din Iași. Am Iașa. avut niște profesori extraordinari și, țin minte, studiam extraordinar de mult în sesiuni și când am ajuns la Padova și, țin minte, eu îmi făceam temele, așa zisele teme, în 5 minute în pauză, pentru că aveam de tradus, de exemplu, în franceză, aveam 5 rânduri de tradus din 5 italiană... la facultate? Da, da, din, din italiană în, în franceză sau din franceză în, în italiană și le făceam, efectiv, în câteva... Minute, și aia era chipurile tema. Și, practic, am trecut cam, cam ca gâsca prin, ah. prin, prin apă, dar. Și atunci, pentru că e, ușor. înseamnă că mulți merg acolo că e chiar așa de ușor, adică e mai. Uh, nu, sau e într-adevăr renumele, ai mm -hmm. studiez în altă țară sau așa, dar. Uh, uh, din. Uh, da, avem oricum, toți, toți tinerii au uh, chestia asta de. Uh, un visu, să Sau e. Mai altă e ceva? M-am gândit, gândit că ținuți atâția ani în, aici în România, acum dând voie, dând drumul, oamenii aleg să, să meargă da, în toate direcțiile. Să vede... Vedeți că se întâmplă ceva pe planetă. Da. Uh, nu știu, o explozie, o. Așa, cum a fost uh, uh, în gara din Madrid acum foarte mulți ani. Bă, uh -huh. ați văzut. Printre victime și români. și români. Se întâmplă ceva la capătul lumii în Australia. Printre și un român. Da, te întreb ce ce defect în țara asta de mulți mulți aleg să, să plece. Cu siguranță o stabilitate din punct de vedere economic. Pentru că într-adevăr acolo posibilitățile sunt materiale, sunt mult mai bune. Deci cu mai ales, uh, nu neapărat uh, e nevoie de studii superioare sau, uh, e efectiv, orice tip de lucru. Și eu, când eram studentă, am făcut orice, de la curățenie la vânzătoare în magazine, part-time și tot felul de, de joburi de genul ăsta. Și, da, e un, uh, e un nivel de, de viață net superior cel, celui din, uh, din România adică acolo efectiv cu, cu un salariu înainte acum nu prea dar înainte efectiv îți permiteai și vacanțe și câte un moft lucru care în România nu prea nu prea se, se întâmpla și nu prea se întâmplă probabil acum cu atât mai puțin cu familii cu un salariu să zicem uh, mediu cum e posibil da. să, să fii sărac în România să mergi la muncă că da ești muncitor necalificat, că trebuie să trăiască și aia, nu? Da. Că ești nu știu, ai o meserie poate nu așa bine, chiar și în domeniul turismului și în uh -huh. domeniul ăsta. Nu e atât de bine plătit. Vedeți că e destul de greu și destul de complicat și pentru cei care au afaceri în domeniul ăsta să-și găsească oamenii să... Dar știți ce am mai observat Eliza? Mulți care au venit din străinătate au venit cu o un know-how, să spun așa, au deschis o afacere și n-au dat greș. Exact. Au fost serioși. Au învățat un lucru de acolo, cred că seriozitatea, și aplicată în România, că noi nu suntem un propor serios. A, noi mai stăm, mai nu știu ce, mai să mai treacă timpul, mai stăm nu știu cât la pauza de masă. Dacă vine unul să-ți facă ceva, uh, da, am dat și un păhărel, îmi dai și masă, mm. îmi dai și ai, ai. Ei și-au venit oameni, am cunoscut oameni care fac case, fac, eu știu, lucrează Dom'le, nu mi dai nimic ăsta e prețul în câteva zile eu am avut un băiat de, mi-a făcut o instalație electrică la țară a zis, atâta costă așa, eu am zis, mă, nu nu veni acum că e frig ce te interesează pe tine? Eu în două zile ți-am făcut lucrarea și în două zile mi-a făcut-o și am zis, jos pălăria a învățat în Italia, a venit cu tot ce truse, că noi nu n avem, dar n-ai tu un patet, n-ai tu un ciocan, n-ai tu aia. Nu, a venit om. am zis, domnule, eu n-am văzut așa ceva până acum în România, până la, până la Tile. Cu tot ce de protecție, tot, 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 stătea în genunchi, șurubelnițe, chei, tot, 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 absolut, jos pălăria. Deci oameni care au lucrat în străinătate și au venit în România și... N-au cum să, să nu dea uh, greș. Că învață să fie profesioniști cu adevărat. Adică nu improvizează, nu. Când fac o treabă, o fac cu adevărat bine. Asta probabil învață mulți români care pleacă în alte, în alte țări. Pentru că acolo nu a fost cazul meu, pentru că am lucrat pe cont propriu, dar uh, cine e angajat la o firmă, dacă nu te ții de treabă. Um, Patronul efectiv nu își bate capul prea mult și îți, îți spune clar pași la revedere. Deci, probabil mulți învață să fie un pic mai serios, un pic mai respectuoși cu, cu clientul, pentru că e timpul clientului, e banul clientului și atunci, atunci învață să țină puțin mai mult cont de, de persoana din față și. Cred că asta e un lucru bun, totuși, care îl învață foarte mulți oameni care pleacă să lucreze în străinătate. Nu, da, se vede că românul, totuși, când ajunge dincolo, respectă reguli de circulație, parchează, da. e respectos, ia amabil, mă rog, nu toți, dar marea masă face, se, se, cum să spun, se supun regulilor de acolo, adică când vin acasă nu prioritate nu aia, nu așa mizerie, aruncăm tot felul deci e ceva la care eu n-am găsit răspuns până la ora actuală. Da. Da, din păcate probabil știți cum e, în natura omului înveți mai ușor cei mai puțin bine. Nu, mai noi suntem rău. țara lasă-o că merge așa. Era și o melodie, mm. nu știu dacă o știți. Lasă-o no. că merge așa. Nu știu. Uh, ei nu. Noi trebuie să schimbăm uh, radical uh, lucrurile. Acestea uh, nu merge așa. Trebuie să fim da, serioși da. în ceea ce facem. Da, probabil asta învață mulți care, care stau în alte țări, și mă gândesc că și în domeniul meu, în turism, pentru asta mi-am propus la o scară foarte, foarte mică să fac, și aici. O să încerc să, să pun în aplicare tot ce am învățat Are acolo. Are potențial și... zona? Vă întreb așa, de, de când stați pe aici? Eu cred că are potențial chiar mai mai mare decât ne imaginăm, dar din păcate nu, nu sunt destui oameni care să înțeleagă efectiv potențialul. Eu când am venit și țin minte, vedeam oițele pe câmp, văcuțele care trec la 4 și jumătate, 5 prin fața curții și deja era înainte de pandemie și mă gândeam fai de mine, aduc aici americani, chinezi ăștia nebunesc când văd așa ceva autentic, domnule, ceva chinezii cu filmările exact, lor exact, știu din, din experiența pe care am avut-o ei uh, își doresc extraordinar de mult să mai vadă ceva autentic ceva... Păi Prințul Charles cum exact. a venit și s-a oprit într-un sat și mă rog adică dacă ăla a descoperit că e ceva la care trebuie să ținem cont deci, da, da. noi n-am. A, a luat și -a la două case da. să-și facă, eu știu, din, din prea mulți bani, a zis, bă, hai să iau și două case în român. nu e așa? Da. A simțit că e. Nu, ceva? Românii își doresc efectiv să se ducă la Tanti Maria și să ia brânză cu, cu smântână abia făcute de la văcuță și să trăiască experiențele astea, nu toată ziua la supermarket și totul gata, dar fără să... Deci mai... turismul ăsta, copiii... da, turismul rural, turismul, da? Da, da. Eu cred că e... Uh, e soluția și pentru cine e efectiv plictisit de, știu eu, Dubai și... A, păi ăștia nu o să tot e, e, tot -o, niciodată, fițe. pentru că ei, da, vor merge pe... Dar sunt oameni ăștia care, eu știu, merg în Delta, merg în uh, Bucovina, merg în... Uh, caută și altceva. Adică, fug de zgomotul orașului. Că la un moment da. dat, pe la 40 de ani, așa, începe să cam urechile, capul să-ți explodeze, nu mai suporți claxoane. Că și uh, la 20 de ani, plăceam București, dar acum da. să n-aud. Deci nu vreau să aud. Că, uh, nu, nu mai reziste. adică te, te enervează, adică când nu găsești un loc de parcare, când uh, n-ai. Uh, aici nu-i nici cald vara să zici că. Nu? Exact. E, totul este. Uh. Și liniștea, liniștea. Ai nevoie totuși un pic, nu? <laughs> Pentru da, și bunul mers al lucrurile în cap. Chiar și iarna, da. gerul din, din zona asta, parcă Ați e. Ați avut vreo, vară, vreo iarnă? Da, da. Asta și iarna Am stat aici? și iarna da? și era o plăcere să mă duc, bineînțeles, aproape de căsuță să să duc lemne și să aud lemnele trosnind în sobă și Când mergi prin zăpadă așa, nu? Zăpada. Da, cum scârție zăpada. Da. A. Da, Au fost foarte mulți ani aproape deloc fără zăpadă și efectiv eram încântată ca un copil când vedeam la filioara cum ningea și mă uitam pe geam, aproape cu nasul lipit de geam și eram foarte încântată de, de peisaj. de. Știi? Îți mulțumesc, te mai aștept la emisiune. Poate vorbim despre cum se poate promova zona, poate poți să ne spui ce ai văzut sau cum fac italienii, deci promovează toate, eu știu... De la mâncăruri, de la zone, de la. Nu există. Mă uit la televiziunea italiană, 30 de secunde, Florin, nu există să dai drumul la televizor și să nu vezi o emisiune că se promovează ceva din Italia. Că e o mâncare, că e o zonă, că e o clădire, că e un sat, că e ceva, ceva, ceva. Deci totul este promovare, 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 promovare. Da. Asta trebuie să facem și noi. Da, lumea cu, nu ne știe e mult mai ușor cu, cu online-ul deci e păcat să nu ne folosim de, de această posibilitate și se poate. se poate se poate, da, îți mulțumesc foarte mult cu plăcere, vă mulțumesc Eliza Violeta Druțu, invitata noastră de astăzi o surpriză, ați văzut a lăsat Florența, a lăsat și Tecuciu <laughs> așa și s-a mutat aici la, la noi, la Filioara la Târgu Neamț uh, îi place zona, are potențial Haideți să vedem cum uh, o promovăm. Și poate într-o emisiune viitoare, nu poate, sigur, într-o emisiune viitoare, o să ne povestești cum fac italienii, dacă uh, primăria trebuie să facă, eu știu, promovarea uh -huh. sau trebuie să vină uh, din partea, uh, eu știu, uh, civilă, nu? Firme, asociații și așa mai departe. Uh, ce putem noi oferi? Poate noi nu știm. Uh, na da? cum avem stăm pe o mină de aur, dar nu știm să o să să o, -o despol. cel mai important ar fi să descoperim. colaboreze lumea între ei, lumea. Adică și primăria și persoanele care știu eu pun la au o pensiune, un E dar online de online nu cred și online că -ajută foarte mult. trebuie pus la, la muncă îți mulțumesc tare mult cu plăcere, mulțumesc. că te-ai te -ai rupt de acasă din treburi și ai venit până la noi uh, nu ne-ai dat o fotografie dar poate eu știu, o să ne trimiți niște poze cu ceea ce construiești tu uh, a, cabana pe roți sau cine-i ca pe roți, căsuța pe roți, da, da. Că da. n-am găsit aici pe, pe pagina. Uh, mă, că e la stadiu de USB, la exterior. Dar la stadiu de OSB. Da, da, da. O să vă trimit câteva poze. Bine, îți mulțumesc foarte mult Eu și mulțumesc. te mai aștept. Iată, așa se trăiește uh, cu adevărat, stimație telespectatori. Uh, și mă bucur că nu m-am înșelat când uh, spun că e o șansă și pentru orășelele astea mici uh, să trăim uh, așa cum... Uh, nu. Relaxat. Îți mulțumim toate cele bune. La Numai revedere! Bine la sănătate.